Cătălin Drulă este ministrul care s-a îmbogățit cel mai mult în funcția pe care a deținut-o în guvern timp de 8 luni de zile. Banii din conturi înmulțindu-se de aproape 5 ori, iar investițiile fostului demnitar au crescut de peste 100 de ori, de la puțin peste 20.000 de dolari la peste 2,5 milioane de dolari.